Uite-mă că am înflorit. De ce nu mai Ovidiu Buta să aibă pălării și eu nu? Sau Mircea Bărbulescu? Ar putea și Zara. Și desigur am deposedat-o pe și anume Lydia Bubble de pălăriuță. I-am cedat șapca mea de brand, de altfel șapcuța și deloc ieftină. Dacă asta a fost 500 de euro, aia să spunem a fost... A, tu ce ai? E o șapcă amărâtă, tu. Dar e faină, dragă. E faină. Mă, să știi că eu am și lucruri foarte scumpe, dar am și lucruri foarte ieftine. Dar ce bine îți stă așa. Îmi stă bine. Eu zic că dar sunt... e mi-s fain oricum, dragă, e mi-s superbă. Eu zic că sunt exact, știi, sunt evreia ortodoxi. Au o denumire anume a cei evrei. Așa. Cum sunt? Mi-ai zis? Nu, nu, nu. Mă rog, aia cu perciunii, știi care sunt așa? A, gata, îi știu. Alea mai lipseau de acilișa și eram direct din Tel Aviv. Dar mi-e place cum îmi stă. Bine așa. Serios? Ia. De ce nu mai plec? Gata-s. Mă țin cu pălărie. Scumpă de altfel. Greu. A, și ieftină tu. Tu, 500 de euro, nu-ți dă colea. Bun, așa. De Răzvan, rămăsesem la ideea că îl aștepți de Crăciun acasă. Deși așa. Tu de Crăciun pleci la Deva, el n-are nu, cum mergem să... la munte câteva zile împreună. Înainte. Da, deci de pe 21 până pe 25 ajunul îl vom petrece împreună. Deci tu pleci de la emisiune direct la munte. Așa. Deci o să stau până pe 25 cu el și de pe 25 o să mă duc acasă la Deva. Adică ajunul îl faci cu Răzvan. Îl petrecem împreună, da. Deci masa de Crăciun cumva, acea masă de Crăciun, de ajun de Crăciun, o facem împreună. O faceți împreună. Și să mai fie alături de noi și Dani una dintre cu... surorile mele. Chiar Dani e cu cineva acum? Da, vai, eu îl știe tu pe ăsta, că ăsta așa umblă inima din flare în flare. S-a stricat după Răduleasca, s-a stricat rău. Așa. Deci, și o să mai fie și una dintre surorile mele, și anume Stera. Să fie cu Isaac, cu Isaia, cu soțul ei, mă rog, și o să luăm asta împreună, să vină Moș Crăciun, să fie foarte drăguț. Aici la București? După care, nu, la Dev. La munte. La munte, acum, la munte nu mă știu cum se numește. La Rânca? Nu, tu, îi... la Văliug. La Văliug, așa. La Văliug, la domnul chimerit. Primar. La Văliug, acolo, așa. La domnul... Așa, are o verișoară acolo și are o cabană foarte faină. Foarte tare. Și o să stăm toți acolo, vine moș, bla, 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 următoarea zi ne urcăm în mașină, tuști la Deva, până pe 28-29. Seara vă duceți să petreceți la Tinu, la alea. Așa, normal. La Epic. Asta zic. După care o să mă duc la Deva și o să stau până pe 28-29, mă întorc în București. Revelionul pe la Brașov, pe acolo cântăm pa, pa, pa frumos, după care destinație Bali. Mm. Nu mă mai întorc. Cine sunt țării? Destinație Bali. Dar n-ar fi zis și ea destinație Straja. Ce are Straja? Păi da, m-am săturat de frig, măi, Mircea, nu mai pot. Dar ce ai dar tu ca Cilișa liber de alea. În frig, dragă, de n-avem nici tunuri de căldură și mor acolo că mi îngheață gâtlejul și corzile vocale de-abia cânt. De Revelion unde cânti? De la știi? Brașov sunt. La Brașov? Da, avem acolo niște locații foarte faine. Dacă erai de Revelion la Rânca, că la Rânca mergem noi cu emisiunea, cu Club Zone, suntem la Rânca, unde de bine de rău e mai multă zăpadă chiar decât la Brașov. Îți dai seama că ne destrăbălam împreună dacă ia, uite cum era. Foarte. Și frumos la Rânca, de altfel, s-a civilizat față de Straja, într-adevăr. E aproape de tine, Straja, să mă ierte bunul Dumnezeu, dar am petrecut niște seri de Crăciun la Straja, în urmă cu niște ani, absolut senzație. E foarte aproape de mine și n-am mai fost, nu știu, cred că aveam vreo, nu știu, 12 ani, ceva de genul, când am fost ultima dată. Am mers cu copii de la biserică. Nu cred. Ba da. Copii de la biserică am tu mers într-o tabără. Tu nu mai e Bali, de tot e destinațiile exotice de păi, pe lumea. Păi, dar n-am este. Avut când să mă duc, eu m-aș duce. Dar tu, Straja, e în casa ta, e aproape Straja. Lasă cu o singură vacanță pe Ana. Bine, anul ăsta am avut mai multe, recunosc. Încurajați ceea ce ține de țărișoara asta. Da, eu încurajez, dar mai mergi pe la străinezia la căldură. Pentru că ei au buzunarele atâta, Dondora, fă-le și pe ale noastre. Păi, uite, când, da, de exemplu, astă vară am fost și la noi. Unde? Pe la mare, pe aici, pe la noi. M-am dus și pe la Mamaia și pe la Corbu și pe unde, prin mai Vama. Mai degrabă așa zic. Așa? Lasă da, Vama, după că Vama deja s-a stricat săptămâni. Și Vama. Cum? V-am dus și în Maldive 2 săptămâni cu surorile. Dar bine la Maldive, ce ai tu, că faci tu cum, și că cum ies copii acolo, negri cu ochi verzi. Exact cum vreau eu. Senzație fetiță. Dar așa îmi promite și Răzvan, că îmi face pe negru și cu ochii verzi. Că tu ai ochii verzi. Dar tot timpul zice, tu numai nasul să nu ți-l moștenească. De ce? Nu, eu știu. Lasă-mă, mi-s neagră de supărare pe el. Ce ai tu cu el? Ce-a făcut? Ce? Ce-a făcut? Nimic, dar toată ziua zice că ce surori frumoase ai de mine, odată nu zice nimic. Nu cred tu că spun. Zis, da, fii atent, când i-am arătat poze cu surorile mele, asta a fost prima lui reacție. Adevărul este că am niște surori, dacă ți le arăt tu, mai dragă, frumoasă ca tine? Știi îngerii aia de pe scena lui ăsta așa? Îngerii care? Aia care micină pe scena de la Victoria Secret.
De la ce e cerere? De la Victoria's Secret. De la Victoria's Secret? Aia care e mici, da, pe acolo. Da, îngerițele, îngerașele, ca să le zic. Da. Le știi? Alea joacă la Liga Mică, crede-mă. Pe lângă surorile tale. Alea... Ca cea eu arată pe lângă surorile, da, mele. Și că s-a deschis Victoria's Secret în România. Deci, da, dar nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie. De ce? Nu, tu, nu surorile mișto... tale să defileze nu, prin magazin. Alea mișto sunt pe la străinezea. Dar acum revenim la surorile mele, niște superbități. Deci uite să ți le arăt când plecăm de aici, ți arăt. Și Răzvan ce vrea de fapt? Și le-a văzut și a zis: tu l-ai, Doamne, că din tăi am o buble, pe ha mai urât am luat-o. Îți dai seama că mi-am luat fața aia. Ce circ! Cum să spun așa ceva? Și aceea zice: dar iubire, stai liniștită, că zice... Tu, spre deosebire de ele, ai așa o sclipire în ochi, zic, nu, să știi, cu asta așa mai uns pe suflet, nu mai pot, mai liniștit. Da, și uite-mă pe mine, nu mai vine cum fugea asta cu tortul după mine. Dar Dani nu l-a văzut? Ce? Dani nu l-a văzut. Dani e fiert una pe aia mică, pe Lori. Dar păstă ochii dau. Îi fiert, că nu-i fiert el. Cum era fiartă Răduleasca după el, așa fierbe el acum după altele mai mici. Păstă ochii dau, nu, Lori e de... Dar chiar de ce nu vă... El cu asta mică, cum ai zis că o cheamă? Lorena. Lorena. Dani cu Lorena și Răzvan cu tine. Doamne, Fepi, tu nu știu dar cum ce familie e. Tu n-ai înțeles cum e Lori. Deci Lori, pe Lori, nu știu. Pe... Deci trebuie să ia cineva... Avem ce... imagini cu Lori. Avem imagini cu Lori. Nu, dar o să vă dau eu. Le caută, le caută Alina. Le caut și vă dau eu. N-ai înțeles cum e Lori. Deci Lori e ceva... Mai bine ca tine. Ai de cap. Dar tu ești perfectă. Tu ce poate să... Eu sunt perfect oricum. Da, ia... Mă scuzați, am uitat. Fugiți de pe la geamuri, dragă, de acolo. Plecați, alo, hai, gata. Fă, mi se mai spune și Narcisa uneori. Așa, Narcisa, că sufăr Suciu. De, sufăr de narcisism. A, ok. În fine. Bănuiesc că toate lucrurile astea... Vezi Dani, tu câte avem de vorbit dacă nu ne-am mai văzut de mult timp? Asta zic. Eu așa ți-aș zice... Eu zic că după Rev... Așa. Să te împingă necuratul și să mai calci odată pe în studio pe aici. Vin cu bârfe noi de la Deva. Aia, și să-mi spui cum ați petrecut și de Revelion și de Crăciun. Vai, cum a fost că... acolo sus la munte, cum a fost cu familia, marea familie. Așa. Închideți-mi odată casca asta din suflet, vă rog că mi-ați spart urechile, mersi. Auto ce e regie, deci n-ai văzut așa. Eu o doamnă aici lângă mine, foarte drăguță, pe care o iubesc, de la Digi, pe care o iubim și este femeia cu justiția, știi, aia care e mai rea decât Chioveșii. Zic eu. O adorăm. Oricum îi adorăm pe toți cei de la Digi, pentru că sunt colegii noștri. Te așteptăm după Revelion. Vin, dar să mă inviți. Și, nu zici că vii și nu mai... Să-mi aduci o din asta, put... Te invid eu n-am jumătate tu tâmpit-o, ce ai? Și ce? N-am, păi ce nu păi și adus? Cât, vei, cât, eu, cât să mă rog de tine, să mă fac preș la ușă, să mă calce și Răzvan și Dani în picioare? Tu, ăștia nu mi-au zis că eu vin. Cum? Adică de un an jumătate tu zici să vii și nu am venit. Abia m-o ai aflat. Da. No, ce prost. Ah, eu... Mă enervez și fac urât înainte de Crăciun. Și nu-i bine, mă, că înainte de Crăciun trebuie să fim buni, înțelegători. Stai să zic acum ce îmi dă Erica când plecăm de aici. Mă rupe costumul. Mă trage de ureche Erica? Pe mine sau pe Lidia mă o trage de ureche? Mă face semn că mă taie. Așa, nu, glumeam. Nu, el de un an jumate n-a dat de mine pentru că am fost plecată prin străinezea căutându-l pe Johnny Depp. Așa, și de asta n-o dat de mine, că eu de altfel veneam. Și când vii după Revelion, să te împingă el necurat. Îți aduc tăiței. Tăiței. Făcuți de mami de casă, n-ai mâncat, te tragi pe foale. Crede-mă. Perfect, dar eu vreau o pălărie. Tu, dar să apozeamă de... Uite aici, în direct. Moș Crăciun. Pălărie? Yeah. Vine, altfel nu te primesc în studio, îmi pare rău. Uite, vin cu pălărie data viitoare, promit. Pe final, în schimb de ediție, de weekend special, cu minunata prințesă Lidia Bubble, vedem totuși acest lacăt și femeia. Așa, piesa asta faină. Piesa. Mă, stai să le mulțumesc celor de acasă. Te rog. În primul rând că m-au dus number one în trending și m-au ținut acolo câteva zile bune. M-am luptat cu uraganul la țanca, uraganul, nu știu cum vai îl chema. Unde tu? Pe YouTube, tu dacă te intri, știi. Sunt uragan, ești pe YouTube? Și acolo m-am luptat cu uraganul, dar mi-a luat mult, vreo două zile mi-a luat să-l detronez. Mm. Am stat vreo 4 zile, nu știu câte milioane avem acum, cred că vreo 3 milioane. Le mulțumesc foarte mult că mereu mi-ascultă muzica și mă susțin. Le pregătesc niște proiecte foarte faine pentru anul. Deja avem toate piesele puse așa în ordine. Avem din nou o colaborare pe plan internațional. Cu cine? Cu Jay Mali, un artist foarte mișto. Bine, o fata mea. Mult de tot, da, da. Bine. Lucrăm și pentru străinezea, că nu se știe. Oricum am planul să mă... duc așa ușor, că dacă vreau un negru cu ochii verzi, trebuie să mă retrag. Crăciun fericit! Mulțumim la fel, dragă, sărbători fericite!
cu bine, binecuvântate, cu binecuvântări de sus pentru suflet și binecuvântări de jos pentru trup. Zi amin! Amin! Cu multă pace, dragoste și liniște sufletească! Mă simt un fel de rupol acum, știi? Amin! Amin! Un an nou binecuvântat, să vă ajute Dumnezeu ca tot ceea ce începe să duceți la bun sfârșit. Protecția sângelui lui să fie peste voi în permanență. V-am sucat! I love you! Final, n-am ce să adaug în plus decât că același lucru vi-l doresc și eu, Crăciun, sărbători frumoase, alături de cei dragi vouă. Până săptămâna viitoare, vă pupăm, vă adorăm, că ne revedem înainte de rev și o să fie distracția și mai mare, Caterinca, nu vă spun cum, că e peste măsură. Ciao!